Opt cupluri au decis să își unească destinele noaptea dintre ani la Târgu Jiu. De la edilul Marcel Romanescu aflăm că trei perechi sunt din afara județului Gorj, restul fiind de pe raza județului, iar un singur cuplu este din municipiul Târgu Jiu. Opt cupluri, trei sunt din afara județului Gorj, cinci sunt din județul Gorj, un singur cuplu din Târgu Jiu, celelalte din localitățile care aparțin județului Gorj, am văzut din Timișoara, din Mehedinți, din Maramureș, sunt cupluri care își vor oficia relația de căsătorie la poarta sărutului, așa cum o facem de fiecare dată. Voi fi prezent în noaptea dintre ani la poarta sărutului după evenimentul de pe insuliță, focul de artificii și un spectacol de lumini și de muzică începând cu orele 23. De la orele 23 va începe spectacolul, la orele 24 vom avea focul de artificii pregătit pentru, tot, pregătit pentru toți târgujenii care vor ajunge pe insuliță sau care sărbătoresc acest eveniment de trecere dintre ani pe, în restaurantele din zona insuliței. Înscrierile pentru cununia de la poarta sărutului s-au finalizat, iar cele 8 perechi care își vor lega destinele la trecerea dintre ani au avut de achitat o taxă în valoare de 560 de lei. Mai mult, din partea primăriei Târgu Jiu, îndrăgostiții vor primi un buchet de flori și un tort. S-au finalizat înscrierile, așa cum spune legea, cu 11 zile, înainte de data oficierii se depun toate documentele. În acest moment avem clar stabilite 8 cupluri pentru căsătorile în noaptea dintre ani. E o taxă de 560 de lei, aceeași taxă pe care o achită toate cuplurile care doresc să-și oficeze, căsă, să oficeze căsătoria la poarta sărutului. Nu e o taxă suplimentară, de data aceasta venim noi suplimentar cu un cadou, un buchet de flori și un tort pentru fiecare cuplu care va participa la acest eveniment.